undeva pe aici. I don't know where. Bă, am urcat de la toplița. Hop, așa. Ideea care este? De ce îți arăt toate lucrurile astea? Pentru că este important pentru tine. Nimă ce semnal are la... Să cunoști toate lucrurile astea. De ce? Pentru că mai sunt și momente din astea, știi? Mamă, de ce-mi bată lanterna asta? Nu-ți vine să crezi. Ia uite-o care și fază lungă și are și din ăsta. Tu l-ai vătă. Văd că mai trec mașini așa la 2-3 minute. So, să recapitulăm. Sunt momente în care... Să prind becul. Gata. În care... Mai sunt situații din astea, nu este pișu, am pus apă de cafea și era prea mult și am lăsat aici jos și s-a dus încolo. Am făcut pișu, dar pe partea alaltă. Mai sunt situațiile astea în care trebuie să oprești. De ce? Pentru că ți-e foame. De ce? Pentru că trebuie să-ți faci pauza și am zis că nu mă mai duc încolo până sus să urc, știi? Mă opresc aici. Mă mai uit un pic și la cauciucuri, îți dai seama. Vreau să zic atât de mare liniște îi. Și sus este cerul. Probabil unde mai trebuie să ne mai și uităm câteodată. Venim la casă! Ai, destul de frig aici, mă, la ăștia. Acolo e un hău din ăla. Habar n-am ce e pe urma mizerii. Bă, faci baie! Da, o, cred că face baie. M-am oprit aici că nu era nimeni. Am și destul spațiu. M-am oprit să mănânc și să-mi fac și pauza, pentru că după aia încolo nu cred că mai am unde. Dar m-am gândit că este important să-ți arăt și ție aspectul ăsta. Mi-am dat asta jos că n-am putut să iau alea, mă. Tu-ți dai seama că eu nu ajung în lat aici, așa? Aici mai am crocodil și toate alea. Trebuie să-mi pun... Aici, în ăsta, ce am mâncat? Am mâncat niște ciorbă. Mi-am luat de acasă. Aveam lanterna asta cu mine, cred că o am de... dar nu mai știu de când. De foarte multă vreme. Trebuie să punem niște sugars. Mai trec ăștia când și când, mai strică liniștea. Trebuie să pun și niște cofeta din ăsta. Nebuni ăștia cu camioanele. Și ăștia cu autocarele și ăștia cu dubele. Stai mă că nu pot cu o mână. Și am stat astăzi toată ziua cu... Sunt bermudă. Am stat toată ziua cu pantalonii lungi pe mine, că a fost frig. Punem aici niște cofitos. Opa, opa. Ok. Bă, dar n-am ceva de mestecat aici. Bă, trebuie să fie. De pe aici. Grămadă lucruri am. Cu furculița? Dar ce are, mă, se zgârie cafeaua dacă dai cu furculița? Păi mă, dar întreba. Nu bine mai întreba. Da să mă duc să o spăl. Băi, dar nu sunt uimit cum luminează becul ăsta, mă. Ia fiat. E un din ăsta, mă. Nu știu cum se uită la așa. Habar n-o cu soților. Nu știu. Da, ți-am băgat fază lungă. Te speria, gata. Bine, mă. Păi te mai speli acolo! Cred că se mai spală ăla. Bă, nu știu, și când eram cu... Cu 3 jumatele, tot așa o păream ferată. În locuri din astea unde este natură, n-am e treabă că nu-i nici țipenie de om sau să mă gândesc că vine nu știu cine și îi fac o cafea dacă vine.
M-am uitat, vezi cum este ușa mea, e până aici. Și normal autovehiculele vin undeva pe aici. Numai că trebuie să fiu un pic atent. Nu, stai să punem ăsta aici la loc. Ce mai trebuie făcut? Butelia, s-a răcit? Dar pe cum să nu se răcească la cât e de frig aici, frate? Trebuie să iau și pe asta. Așa. Să le pun aici la loc. Auleu, tu le vede că mi se rupe cutia. Mai că n-avem 14 mâini, avem un creier. Și ăla uneori mai dă rateuri. Mamă, ce fel să aud ăsta? Ceva camion de abia merge, frate. Mamă, cum păcăne. Ia uzi, i-a dat a 8-a. Să mai închide o ușa asta de pe aici. Mere greu. Trebuie să nu-i luminez cu becul meu. De la Garner, Termo Express scrie pe ăsta. Dar bravo, dar nu știe Valentin, tu l-ai vetă. No, bun, aici a terminat. Ăsta trebuie să-l fac așa. Să iau și asta. S-o pot pune înapoi. Dar nu prea merge așa, Vasile. Să ne folosim de ambele mâini. What is happening? Da, s-a umflat semnul, n-am știut eu. Ăsta stai să-l curc așa. Altul? Băi, vedă, băi, dar început să umblați acum cu tății. No, bun, trebuie să îmi desfac ăla și să-mi pun aia înapoi în ăsta, la alt, în cană. De așa. Dar de fapt nici nu cred că mai trebuie în cană. Bă, la dă-l încoace, că ăsta o să-l duc acasă. Că după aia zice, Carmen, ce-i putea arunca aia? Da, frate. Bă, rec, să ia. Bine, bă, și acum ce spui? Bă, lasă-mă pace. Am cumpărat două cutii din alea de lichide, știi? Și zice, băi, spune în asta, nu, frate, pune în aia. Că, bă, dacă eu vreau să o arunc, trebuie să o arunc. Asta da cafea. Bă, fii atent ce mi s-a întâmplat. Bă, stai, mă, să zic că nu ți-am zis. M-am oprit aici, mă, la... Să stai că sting ăsta imediat. Stai să mă și vezi. Camioane. M-am oprit chiar la... După ce ești din Reghin, este benzineria aia, Mol. Și m-am dus să-mi iau cafea. Bă, e foarte bună cafea acolo. Bestială. Nu acceptăm plata cu cardul. Bine. Mă duc dincolo la restaurant. Bă, n-am niciun leu la mine, ești nebun la cap, niciun leu. Mă duc acolo la restaurant. Am luat cafea, am uitat. Și zic că bună ziua, bună ziua. Zic că vreau și o cafea, vă rog frumos, zic că... Vă pot plăti cu cardul? Și femeia zice, nu, 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 că nu mă lasă șefa. What the fuck? What the fuck? Zic, bă, n-am cash. Nu bei cafea, Valentin. Ce vorbești, bă, că zic, eu trebuie să găsesc o soluție. Și mi-a făcut acum o cafea. S-a părut aiurea, frate, deci chiar trebuie să ai cash la tine. Pentru că nu bei cafea. No, ce să zic, mai sunt și din astea.